Consiliul Județean Hunedoara a fost acuzat că a împărțit bani mai puțini sau chiar deloc primăriilor la care primarii nu sunt PSD. S-au creat adevărate valuri generate de apropierea campaniei electorale și primarii au ieșit la rampă arătând spre Consiliul Județean Hunedoara. Însă, cei de acolo le atrag atenția liberalilor că primăriile care au primit 180.000 de lei, cum este cea de la Uricani, la rectificarea trecută nu a primit niciun leu. Consiliul Județean Neamț a primit pentru echilibrarea bugetelor locale o sumă de 28.316 lei. Solicitarea tuturor primăriilor din județul Neamț a fost de 10 ori mai mare, de aproximativ 290 de milioane de lei. De unde să luăm acești bani? În luna decembrie, a venit o de guvern. Și fac o paranteză. Niciun guvern post-decembris, dar niciun guvern post-decembris nu și-a permis vreodată să împartă bani numai la primării PNL. Vreau să vă spun că prin hotărârea de guvern din decembrie 12 primării PNL au primit 200 de miliarde de lei. Niciun leu la o altă primărie. Nu știu unde este inechitatea. Noi, a trebuit să dăm 280 de miliarde la 69 de unități administrative. Mai mult, acum, când au contestat decizia împărțirii banilor, consilierii liberali au votat împotriva sumelor alocate cu dărnicie în localități ce i-au trimis în forul județean. Da, consilierii liberali au venit cu o, o modificare, o anexă la. Consil, la modul de împărțire a banilor și au luat jumate din banii în Văijiului care au fost prinsi de conducerea PSD a Consiliului Județean. Nu am fost de acord cu așa ceva, fiindcă trebuie să vedem, nu se compară Deva cu Uricani, cu Petrila, cu Lupeni. De unde deci, de la toate. Inclusiv domnul Pârvan de la Uricani a votat împotriva a da, banilor pentru Uricani. Dacă la Uricani s-a prins 1.800.000, el a vrut să dea la Uricani 800.000. Cum? Doamna, Băr Doamna Bărbulescu de la Petrila a votat împotriva bugetului VJ-ului. Primarul din Petroșan, Tiberiu Acobriție, a fost unul dintre cei care a reacționat cu privire la împărțirea acestor bani motivând că cei 300.000 de, de, lei sunt absolut insuficienți pentru nevoile municipiului. Și asta în timp ce la Deva nu a ajuns niciun leu. Însă primarul Ioan Cea s-a spus că a primit în decembrie o sumă mare. A avut o discuție primarul municipiului Deva cu președintele Consiliului Județean și a spus că nu va lua niciun leu, fiindcă el deja are 700 de miliarde mai mult ca anul trecut, mai mult bani, a primit în decembrie 120 de miliarde. Și primăria Petroșani a primit bani. Sunt bani puțini cei care au ajuns la Consiliul Județean Hunedoara și fiecare primar a căutat să arate că este interesat să dezvolte orașul, mai ales că se apropie campania electorală. Acest mod de împărțire a banilor a fost blamat și la Petroșani, ca și în alte localități, primarii reclamând criteriile politice.